Nemulțumiri în rândul cetățenilor care ajung la serviciul de evidență a populației din municipiul Pașcani. În ultima perioadă au fost două întreruperi de energie electrică, la diferență de câteva zile, iar bunul mers al lucrurilor a fost dat peste cap. Programările pentru bonurile de ordine pentru a depune documentele necesare unei noi cărți de identitate nu au mai putut fi respectate în intervalul orar menționat, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte peste o oră până să intre în instituție. Nu prea se cheamă programare. Nu prea se cheamă programare, nu? E interval orar. Înțeles. Și cam de cât timp aștepți? La ce oră trebuia să intre și... Programare scrie 11.30, 12.30, 11.50. A, deci e numărul 39, nu știu când... Asta deoarece în momentul în care se întrerupe curentul, serviciul de evidență nu are o alternativă pentru energia electrică pentru a menține în funcțiune calculatoarele sau aparatul foto. Întrebat despre necesitatea oportunității unor sisteme cu baterii sau generator pentru a asigura energia electrică a serviciului în timpul deranjamentelor, primarul municipiului Pașcani a precizat în ultima conferință de presă că se vor lua măsurile necesare dacă reprezentanții serviciului vor cere ajutorul administrației locale printr-un raport. Primim tot mai multe reclamații cu privire la serviciile prestate de Serviciul de Evidență a Populației. Da. Sunt tot mai des întrerupele de curent acolo și astăzi a fost una. Motiv pentru care cei care așteaptă, în special pentru schimbarea cărții de identitate, trebuie să stea ore întregi. Neavând curent, echipamentele nu funcționează. Întrebarea mea este dacă cumva se poate face ceva pentru o alternativă. Este prima dată când aud subiectul ăsta eu. Lăsați-mă să termin. Dacă se poate găsi o alternativă pentru asigurarea curentului electric, fie un echipament pe motorină sau benzină sau altceva, sau măcar baterii, la calculatoarele și imprimantele, scanerele respective. Vă răspund imediat. Da. Se poate găsi alternativă. Întrebarea mea a fost dacă se poate găsi alternativă. Răspunsul este da. Următoarea întrebare. Ok. Și va fi rezolvată această problemă în viitor apropiat? Deci, eu este prima dată când aud subiectul ăsta, că am vrut să vă răspund, dar nu m-ați lăsat. Aștept din partea celor de la Evidența Populației să-mi facă un referat de necesitate, să-mi descrie ce problemă este acolo și, bineînțeles, o să ne venim în sprijin. E datoria noastră. De precizat este și faptul că în bilanțul de anul trecut al Serviciului de Evidență a Populației Pașcani, publicat pe site-ul primăriei, nu este trecut faptul că instituția ar avea nevoie de vreo investiție. Menționăm că Serviciul de Evidență a Populației Pașcani deservește 18 comune, cu o populație de aproape 127.000 de locuitori.